Da, bună ziua. Pe 3 ianuarie 2011, 4 membri ai unei familii și-au pierdut viața în urma a 2 crime cu autori diferiți. 2 crime fără nicio legătură una cu cealaltă. Soții Garoafă au fost uciși de Gheorghe Gianni Deli Iorga. Fiica adoptivă a lor, Gabriela Mitu, a fost și ea ucisă 3 ore mai târziu de soțul său. În acest clip vă vorbesc despre cum a fost ucisă Gabriela Mitu. Mâine postez un clip separat în care vă vorbesc despre crima comisă asupra părinților ei adoptivi. Bun, așadar. Pe 3 ianuarie 2011, trupul neînsuflețit al Gabrielei Mitu, în vârstă de 21 de ani, a fost găsit în apele canalului Dunăre-Marea Neagră. Potrivit lui Valentin Armeanu, șeful postului de poliție transporturii navale Cernavodă, cadavrul Gabrielei a ieșit atât de repede la suprafață pentru că, spune el, purta o haină din fâși care nu permitea ieșirea bulelor de aer. Aerul din fâși s-a eliminat foarte greu și ulterior a ieșit la suprafață. În buzunarul din partea dreaptă a gecii cu care era îmbrăcată, anchetatorii au găsit telefonul mobil al soțului ei, Bogdan Mitu. În portofelul Gabrielei Mitu a fost găsită cartea de identitate a lui Gianni Deli Iorga, cel care în aceeași zi, cu 3 ore mai devreme, i-a ucis pe părinții tinerei. Pentru că telefonul a fost inundat, anchetatorii nu au putut determina pe moment nici numerele de telefon și nici care au fost ultimele apeluri efectuate de pe telefonul lui Bogdan Mitu. Rezultatele necropsiei au arătat că Gabriela Mitu nu s-a sinucis, așa cum s-a crezut inițial, ci a fost ucisă. Principalul suspect, Bogdan Mitu, în vârstă de 30 de ani, soțul femei. După ce și-a aruncat soția în Dunăre, tânărul s-a înnecat și el, într-un gest voluntar. Polițiștii au aflat asta mai târziu, astfel că pe 5 ianuarie 2011, la ora 13, bărbatul este dat în urmărire națională. Conform necropsiei, Gabriela avea echimoze puternice la nivelul ambelor axile, ceea ce probează dincolo de orice dubiu faptul că tânăra a fost ucisă. Citez. De altfel, și declarația minorului care era împreună cu cei doi soți în momentul producerii crimei indică exact cum s-au desfășurat evenimentele. Bogdan Mitu, soțul Gabrielei, ar fi scos-o pe aceasta cu forța din mașină, ar fi înnecat-o și apoi s-a aruncat și el în apele canalului, a declarat un anchetator citat de Mediafax. Valentin Armeanu, șeful postului de poliție transporturi navale Cernavodă, spune, citez, nu a fost târâtă, au intrat în apă ținându-se de mână, așa susține minorul, iar acolo a prins-o de păr și a scufundat-o. Când am recuperat-o din apă, nu prezenta leziuni pe corp, nu prezenta urme de violență. Am încheiat citatul. Și, citesc din nou, fratele Gabrielei Mitu susține că sora lui l-ar fi cicălit tot drumul pe Bogdan, în sensul că s-a săturat de boala lui, se credea că Bogdan suferă de o boală și că vrea să divorțeze, iar soțul său ar fi ripostat până în Cernavodă. După ce ar fi cumpărat de la Penny o sticlă de lichior, minorul spune că Bogdan i-ar fi spus Gabrielei că, citez, lasă că vezi tu unde te duc. A oprit mașina pe malul canalului și de acolo a urmat ce a urmat, spune șeful postului de poliție transporturi navale Cernavodă. Pe scurt, potrivit declarației fratelui Gabrielei, cronologia tragediei este următoarea. La ora 13, soții Mitu împreună cu Alexandru Gheorghe Vasiliniuc au plecat din Florești ca să îl ducă pe băiat înapoi la familia Garoafă. La ora 13:45, Bogdan Mitu oprește mașina pe malul Dunării și își îneacă soția, după care dispare și el în apa canalului Dunăre-Marea Neagră. La ora 13:50, George traversează tot orașul pe jos și nu vorbește cu nimeni, deși se întâlnește cu mai mulți cunoscuți. Se oprește la poliție, unde spune că sora și cumnatul lui sunt în apă. Alexandru Gheorghe Vasiliniuc, fratele Gabrielei Mitu, a fost unicul martor ocular în acest caz. Anchetatorii spun că în timpul audierilor, băiatul nu părea afectat de pierderea celor doi. Citez, nu părea speriat. În timpul audierilor, minorul părea fără pic de reacție. Chiar și în momentul în care am scos-o din apă pe sora lui, nu mi s-a părut că avea remușcări
sau că era supărat, nu mai luăm în calcul că ar fi putut plânge. Tot din declarația lui reiese că în momentul în care Bogdan ar fi înnecat-o pe sora lui, acesta urmărea evenimentul din mașină. După ce nu l-a mai văzut nici pe Bogdan, a mai stat ceva timp în mașină, apoi a coborât, s-a plimbat, după care s-a hotărât să meargă la poliția Cernavodă pentru a anunța evenimentul. Am încheiat citatul. Gabriela Mitu și Alexandru Gheorghe Vasiliniuc fuseseră ambii adoptați de familia Garoafă. Cei doi nu erau frați biologici. Pe bancheta din spate a autoturismului cu care au circulat în ziua tragediei soții Mitu, este scris un acatist semnat de Gianni Deliorga. Gabriela și soțul său, Bogdan Mitu, au fost surprinși de o cameră de luat vederi în incinta Penny Market Cernavodă. Nimic din comportamentul lor nu prevestea tragedia care avea să urmeze. Tinerii au ieșit din magazin la ora 13 și 12 minute, însoțit de fratele fetei, George Vasiliniuc, în vârstă de 14 ani. 5 minute mai târziu, Bogdan își ucidea soția și se înneca în Dunăre. Anchetatorii spun că cei doi se pregăteau să se ducă în vizită la părinții tinerei, Elena Garoafă, în vârstă de 56 de ani, și Petre Garoafă, în vârstă de 62 de ani. Nu știau la acel moment că Gianni Deliorga, cel mai bun prieten al lui Bogdan, îi omorâse pe amândoi cu 3 ore mai devreme. Pe 11 februarie 2011, cadavrul lui Bogdan Mitu este găsit în apele canalului Dunăre-Marea Neagră. Trupul bărbatului a fost descoperit de către șeful poliției Cernavodă, informează Mediafax. Prin procurorul de pe lângă tribunalul Constanța a spus că nu există niciun indiciu care să arate o legătură între crima produsă pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră și uciderea soților Elena și Petre Garoafă. Ca să recupereze cadavrul lui Bogdan Mitu din apa Dunării, anchetatorii au apelat la scafandrii profesioniști ai Inspectoratului Județean pentru situații de urgență. Aceștia au coborât în zona unde s-a întâmplat nenorocirea, au căutat timp de 30 de minute, după care au ieșit la suprafață, pentru că au rămas fără oxigen în butelii. Pe 3 ianuarie, la ora 17, polițiștii opresc căutările lui Bogdan Mitu. Pe 11 februarie 2011, șeful poliției Cernavodă a declarat că a găsit trupul lui Bogdan Mitu în jurul orei 7:50 de minute, în același loc în care a fost descoperit și cadavrul soției acestuia. De aceea, inițial s-a crezut că cei doi și-au pus capăt zilelor împreună, pentru că se credea la momentul respectiv că Bogdan ar fi suferit de o boală incurabilă, lucru contrazis ulterior de necropsie. Citez, făceam un rond prin oraș și am trecut și prin zona respectivă, pe la 7:50 de minute, și am văzut corpul plutind pe apă. Era exact în același loc în care a fost găsit și cadavrul Gabrielei Mitu, a declarat șeful poliției Cernavodă. Potrivit polițistului, în zona respectivă, apa nu este curgătoare. Imediat după ce temperaturile au crescut, corpul a ieșit la suprafață. Ca să îi ajute în anchetă, la fața locului au fost chemați și părinții lui Bogdan, care și-au recunoscut fiul după brățările pe care acesta le purta tot timpul la mâna stângă. Doina Stoica, mama lui Mitu, a leșinat în momentul în care trupul fiului ei a fost urcat în duba care l-a dus la morga din Mangalia. În buzunarele de la jeans, anchetatorii au găsit un set de chei, buletinul, permisul de conducere, 6.000 de lei și un contract de vânzare-cumpărare a garsonierei din Fetești, în care locuiau soții Mitu. După efectuarea necropsiei, medicii legiști au concluzionat că moartea lui Bogdan Mitu a fost violentă și a fost cauzată de asfixie mecanică prin înecare. Legiștii au constatat de asemenea că tânărul nu suferea de nicio boală incurabilă, așa cum v-am spus. Decesul, spun medicii, a survenit pe 3 ianuarie 2011. Ce l-a determinat pe Bogdan Mitu să își ucidă soția? Ipoteza luată în calcul de anchetatori este următoarea. Gabriela ar fi vrut să îl părăsească. Tânăra în vârstă de 21 de ani ar fi vrut să plece în Spania la mătușa sa. Acela a fost momentul în care Bogdan a cedat
și a împins-o în canalul Dunăre-Marea Neagră. Pe 3 ianuarie, Bogdan l-ar fi sunat pe prietenul său, Gianni Deli Iorga, și l-ar fi rugat să meargă la Gabriela ca să încerce să discute cu ea și să o convingă să nu îl părăsească. Dar Gianni nu i-a găsit acasă decât pe părinții adoptivi ai fetei, pe care i-a ucis. Verișorii Gabrielei spun despre Bogdan că era un tiran. Citez. Era posesiv, o lovea. Nu o lăsa să se îmbrace cu fuste scurte. Gabriela mi-a spus că la începutul relației lor, când era adolescentă, Bogdan îi lega sânii ca să nu-i mai crească, a spus Liliana Iancu, perișoara Gabrielei, într-un interviu acordat ziarului Libertatea. Ce cred eu despre această situație? Cred că femeile nu ar trebui să stea nicio clipă în relații în care este prezentă violența. Violența întotdeauna escaladează. Întotdeauna. Un bărbat violent nu este violent pentru că are un motiv. Și dacă respectivul motiv se elimină, bărbatul cu pricina devine pâinea lui Dumnezeu. Nu. Un bărbat violent este violent pentru că acesta îi este caracterul. Indiferent de comportamentul sau și atitudinea femeii în raport cu el, el va găsi întotdeauna pretexte ca să-și manifeste violența. Cu timpul, această violență va escalada și uneori, nu de puține ori, se poate ajunge la o tragedie. Nu există, repet și subliniez, nu există niciun motiv pentru care un bărbat ar fi îndreptățit să își lovească soția sau să fie agresiv verbal sau emoțional cu ea. Indiferent de comportamentul femeii, indiferent de acțiunile ei, indiferent de moralitatea ei, bărbatul nu are dreptul pentru nimic în lume să o lovească. Nu ești de acord cu ceea ce face sau nu face soția, te desparți de ea. Nu o lovești, nu o umilești, nu o agresezi emoțional. Repet, până la epuizare. Indiferent ce face sau spune soția. Sunt nenumărate cazurile în care un bărbat intră în relație sau se căsătorește cu o femeie de moravuri ușoare, știind acest lucru despre ea și tocmai pentru această disponibilitate crescută a ei către depravare sexuală, după care, când se plictisește de ea, îi face viața un calvar, reproșându-i lipsa de moralitate. Adică tocmai caracteristica pentru care a ales-o să îi fie soție. Sunt situații în care bărbații își aleg de soție o femeie de casă, gospodină și cu minte, după care, când constată lipsuri în viața intimă, pentru că a luat în căsătorie o femeie cu minte, îi face viața un calvar, pentru că nu îi satisface așteptările pe acest plan. Bărbații violenți își vor găsi întotdeauna pretexte să se comporte violent. Mamele lor vor încerca să vă convingă că vina pentru modul în care vă tratează fiilor este a voastră, doar a voastră și numai a voastră. Vor spune că se comportă așa pentru că, vezi, Doamne, voi îi supărați până în punctul în care, efectiv, nu-și mai pot stăpâni reacțiile nervoase. Acele femei se fac vinovate de favorizarea infractorului, pentru că lovirea și alte violențe constituie infracțiune și este pedepsită de codul penal, și de instigare la acte de violență. Că justiția nu ia măsuri niciodată, asta este altceva. Nu vă lăsați niciodată convinse de discursuri de acest gen. Niciun bărbat pentru nimic în lume
nu are dreptul să vă aplice corecții. Nu are autoritatea să o facă. Și nu vă lăsați niciodată convinse de discursuri lacrimogene pline de păreri de rău sau de promisiuni că nu se va mai întâmpla. S-a întâmplat odată, se va mai întâmpla. Data viitoare se va întâmpla mai rău. Cu cât femeia este mai permisivă și mai iertătoare, cu atât bărbatul își pierde respectul față de ea. Atât pentru astăzi. Mâine, în partea a doua, așa cum am spus la început, discutăm despre crima comisă asupra părinților Gabrielei de Gianni Del Iorca. Mulțumesc din suflet tuturor acelora dintre dumneavoastră care ați înțeles că sunt foarte importante pentru algoritmul YouTube comentariile și care atunci când nu aveți nimic de spus sau nu vreți să spuneți nimic în legătură cu cazul prezentat în clip, lăsați în comentarii un cuvânt sau un emoticon sau un salut. Vă mulțumesc din suflet. Contează enorm gestul vostru. Mulțumesc de asemenea tuturor acelora dintre dumneavoastră care vă abonați. Vă mulțumesc din suflet. Este foarte important să vă abonați. Și nu vă costă nimic acest gest. Mulțumesc. La revedere.